Zi de bucurie duhovnicească pentru credincioșii care au trecut astăzi pragul mănăstirii Sfânta Elena de la Mare, situată în apropierea localității Costinești. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Mântuitorul Hristos ne cheamă astăzi la credință, la rugăciune, la viață creștinească adevărată și ne arată că noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem să ne luptăm cu vrăjmașii cei nevăzuți care se împotrivesc voii lui Dumnezeu și care vor să ne răpească sufletul din lumină și să-l ducă în întuneric. În cadrul mănăstirii a fost înființat recent un centru medical de kinetoterapie, aici beneficiind de tratament gratuit numeroase persoane fără posibilități financiare.